Încă o tragedie. Nici nu știu cum să zic. E bine că ne mirăm? Încă e bine că ne mirăm și nu ne-am obișnuit cu ele? Sau suntem niște fraieri că încă ne mirăm din moment ce vedem că nimic bun nu se întâmplă în țara asta de ani și ani? Discutăm, desigur, subiectul în această seară. Până atunci, cum a fost domn președinte pe treaba asta cu cazurile de COVID, a venit așa, a lansat și a pus frână în fața noastră. Mamă, am zis, taci că ne dă de-alea grele, ne dă niște pilde, niște învățătură, să vezi că ne îngroapă în înțelepciune acum de nu ne vedem. A zis asta. Trebuie însă să fim sinceri și să spunem că plafonarea la 10.000 este mult prea sus. Avem un număr prea mare de cazuri grave la terapie intensivă și avem un număr mult prea mare de decese. Și atunci a fost nevoie de un nou set de măsuri, setul care a intrat în vigoare de luni. Poftim? Trebuie să ce? Trebuie însă să fim sinceri și să spunem că plafonarea la 10.000 este mult prea sus. Mm-hmm. Dragi colegi de pandemie, nu vă supărați, mă scuzați că vă întreb, că am văzut zilele astea comentariile unor oameni, îmi venea să urlu. Deci aveți și voi aceeași impresie? Pare că noi l-am tot bătut pe președinte la cap cu lasă, ha, lasă-mă, Iohăniță, nu-i nimic, e bine, e bine, tată, ce dacă cresc cazurile, ce dacă se moare, e ok, Domn președinte, trebuie să fim sinceri? Poate voi, ca să zic așa. Adică noi vă spunem de săptămâni bune că nu e ok, că a decolat pandemia în România, ceva de speriat. 10.000 e prea sus, spuneți acum? Adică exact ce vi se spunea și ați ignorat atâta timp. Iar dumneavoastră veniți cu ceva de genul: băi, băi, alo, ia încetați, bă, cu veselia, că nu e bine, hai să fim sinceri. Noi suntem cei care spuneau că nu e bine, iar voi, Matale și Orban cu guvernul lui de amețiți, ziceați că lasă-mă, facem alegeri, e frumos, e... Mă, cum ar fi să aflăm de Crăciun că nu l-am lăsat pe Iohăniță să ia măsuri și l-am forțat să țină alegerile? A? Ar fi ceva, nu? Noi ne-am trezit repede. Gândiți-vă că noi am adoptat ordonanța de urgență privind constituirea stocurilor strategice cu mai mult de o lună înainte de apariția primului caz. La debutul pandemiei, capacitatea noastră de testare era de 4-500 de teste pe zi. Gândiți-vă că astăzi am depășit 50.000 și continuăm să creștem. Ce a depășit? 50.000 de teste pe zi? Poate pe zile, da, în mai multe zile, dacă le aduni pe mai multe zile, s-au depășit 50.000 de teste, dar într-o zi nu. În capul tău poate și că neconectat la statistici. Oare așa ne mint doar pe noi sau se mint și ei unii pe alții? A? Intră și că la Cotroceni, șeful, am depășit 200.000 de teste astăzi. Bravo, bă, și că bravo, știam că pot avea încredere în tine. Morți câți avem? Am avut mai mulți, șeful, dar sunt vești bune. Am primit un telefon, au mai înviat din ei. Bravo, și că bravo. În ultimele 24 de ore, 4.931 de cazuri nou confirmate, de asemenea 149 de decese, din păcate un număr destul de crescut în ceea ce privește și pacienții de la terapie intensivă, potrivit raportării sunt 1.187 de persoane. Na, 11.266 de teste duminică. Duminica ia pauză și COVID-ul la noi. Da, se odihnește, merge la biserică. Mi se pare incredibil asta, că testăm mult mai puțin în weekend. Suntem pur și simplu cretini, am mai spus-o, la nivelul celor care iau decizii. Și DSP-urile la fel. Deci aia la spitale lucrează 24 din 24, DSP-ul vineri la ora 13, pune lacătul pe ușă și hai, tati, ne mai vedem luni.
Zic și înainte de această pandemie. Adică tu ai un sistem sanitar la pământ și nu gândești, mă, o instituție atât de importantă cu foc continuu ca să controlezi cumva problemele? Îți ia până joi să rezolvi ce a fost în weekend, iar vineri ai iar program scurt. Nu mai zic de incompetența celor care lucrează la aceste pușculițe de partid care sunt DSP-urile. A, chiar, domnul Iohannis, i-ați văzut, domne, pe proștii ăia? Austriecii, da, niște tâmpiți, niște, domne, fac și ei testare în masă, s-au luat după slovaci. Domnul Iohannis, vă spun, suntem înconjurați, domne, de proști. Nu știu cât o să ne mai ținem și noi. Mie să nu... Pacă, odată te ia prostia de nas când ești înconjurat de proști. Știți ce zic? Extraordinar. Da, rata de pozitivare se apropie de 50%. Dar în acest timp, în mintea lui Orban, noi testăm 50.000. A, în 3 weekenduri adunate, da, ajungem acolo. 149 de decese astăzi. Dar nu lăsați că e bine, avem capacitate de testare de 50.000. Nu testăm 50.000, dar oricând putem să o facem. Ținem COVID în tensiune acum, da, să nu știe când o facem. Bam, odată pune și că mașinăria în funcțiune, îl fierbem acum, îl ținem în stres. Mai dă capul nostru. Cum era, fraților, la Revoluție? Împărțiți-le arme oamenilor, împărțiți-mă stingătoare la oameni. Medicii fiecare cu un stingător în spinare, că nu vă apără nimeni, tăticu, e jale.